A trecut destul de mult timp de când a apărut One UI 4 Android 12 la telefonul meu. Desigur că în ultimele telefoane de la Samsung, S21, S22 și restul, au apărut mai devreme. La mine au apărut o leacă mai târziu, dar nu e așa mare problemă. În acest video o să vorbim despre 3 cele mai importante chestii care le-au schimbat în One UI 4, adică designul, securizarea și alte funcții adăugătoare. Începem cu designul, pentru că e One UI 4 și Android 12 a apărut o funcție nouă. Când pui o poză la wallpaper, se socate culorile cheie și se pune ca culoare pentru aplicații sau alte chestii din setări, din bara de navigare și multe alte chestii. Funcția asta este foarte, foarte frumoasă, mai ales când, cu aplicațiile care lucrează, ca de exemplu aplicațiile de la Samsung, ca de exemplu aplicațiile de la Google, ca de exemplu Play Market, Gmail sau calculatorul de la Samsung și multe altele, chiar și Google Keep, Google Document și multe alte aplicații de la Google și de la Samsung. Încă ce s-a mai schimbat, stilul de aplicații, că One UI avea un design cod special, adică merge rotunde la iconițe și la aplicații și la înăuntru la aplicații, niște culori specializate și acum toate aplicațiile au un design cod. Nu pot să spun că toate, doar acelea de la Samsung și de la Google. Dar este destul de frumos. Plus, s-au făcut update la widget-uri. Și acum widget-urile sunt încă mai frumoase, cum erau înainte. Plus că sunt mai frumoase, sunt și încă cu folos. Ca de exemplu, widget-ul cu reminder și plus widget-ul cu calendar de la Samsung. Chiar și widget-ul de la Google Keep este super. Designul la aplicația camera s-a făcut mai minimalist și mai frumos. Sunt niște schimbări așa micuțe de design și plus când faci zoom, apoi îți arată cifra fixă la cât faci zoom. Înainte arăta 2x, 3x și gata. Dar acum arată 2,3x, 2,5x, nu știu pentru ce, dar oricum este. La Pro Mod, e că eu mă uit la ecran, Pro Mod-ul tot s-a schimbat. Acum e mai minimalist, e mai frumos, e super. Animațiile la deschidere, la scroll, la când deschizi aplicația, când închizi aplicația, este mai moale și mai frumoasă. Eu îmi imaginez cum arată animația la S21 care are 120 Hz. Asta e super precis. Pum, pare că sunt alte schimbări la design, pur și simplu am uitat ce s-a schimbat și m-am deprins așa. Acum hai să vorbim despre securizare. Nu o să vorbim așa mult pentru că sunt două, trei funcții foarte importante. În primul rând, Samsung știe care aplicații folosește camera sau microfonul în momentul dat sau locație. Ți arată în setări timpul și ce aplicație când s-a folosit de cameră. Este un meniu specializat acolo, securizare, să nu știu cum se numește, apoi tu apeși și acolo îți arată că iată camera, azi ai folosit-o de vreo 3 ore. Aplicația, de exemplu, Google Chrome a folosit microfon sau, de exemplu, Instagram a folosit camera. Și tu știi și poți să blochezi, de exemplu, spate de folosit camera doar când eu deschid aplicația sau doar când eu cer accesul. Plus, sus în colț arată cu verde sau cu gal sau cu verde sau cu portocaliu când aplicația folosește camera. De exemplu, tu pornești camera, sus arată că camera folosește aplicația camerei, folosește microfonul plus camera. Sau când deschizi pe Instagram pui la cameră. Sau când e că unica problemă la început, nu putem să mă deprind că eu folosesc scanerul facial și scanerul de amprentă. Dar pentru scaner facial trebuie cameră. Deci, fiecare dată când deschid telefonul, sus în colț arată că se folosește camera. Și era la început straniu, dar după asta m-am deprins. Sunt niște chestii minore care pur și simplu că n-a să le observați și nu le-ați observat și n-a să le observați dacă aveți update la acesta. Sunt funcțiile acestea. Eu pur și simplu încă nu știu ce scriu, că nici eu nu țin minte și funcții noi au apărut la One UI 4.
Eu pot spune că One UI 4 nu prea a făcut schimbare majoră, dar mie îmi place schimbarea. A făcut un pic mai frumos designul, încă mai frumos, pentru că eu spun, One UI este cea mai frumoasă sistemă din Android. Da, este MIUI, MIUI, ColorOS, Pixel Experience, dar One UI este cel mai frumos. Ca să fim serioși. Android din Google Pixel cum arată și cum arată Android-ul din Samsung. Vedeți diferența? Eu, de exemplu, văd și mie îmi place. Desigur că opinia la toți e diferită, eu respect opinia la alții. Da. Dacă v-a plăcut video acesta, puneți like, nu uitați să vă abonați la canal și să scrieți ceva în comentarii. Cu voi a fost Optimix, ne mai vedem!